Prințul Paul de România a fost prins în capitala Franței. Aflau cel puțin 1000 de oameni. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Căutat în toată lumea, Prințul Paul al României. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Observator. Iată care sunt cele mai importante subiecte de astăzi. Un copil de 4 ani a fost lovit mortal de un autoturism la Observator. Tragedie în Buftea, un copil de numai 4 ani care se plimba cu trotineta pe stradă a fost lovit mortal. Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor! Rachetele rusești au lovit un mall din estul Ucrainei, în timp ce în interiorul complexului comercial se aflau peste 1000 de persoane. Bună seara, bine v-am găsit! Iată principalele titluri ale acestei ediții. TVR va aduce din nou în exclusivitate orice suspiciune. Robert Glință s-a calificat în finala probei de 5. Doamnelor, domnilor, bună seara! De mâine, teoretic, vom putea cumpăra carburanți mai ieftin cu 50 de bani pe litru. Marius Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Doi copii au fost drobiți de mașini, amândoi au traversat strada fără să... Începe News Hour with CNN la Antena 3. Pământul crapă de sete, apa se raționalizează. Bună seara, bun găsit! Sunt Loredana Cofar, vă invit la jurnalul orei 23, iar pentru început, haideți să vedem care sunt principalele subiecte ale acestei ore. Un copil de 4 ani a fost ucis pe trotinetă în localitatea Buftea. Încep știrile România TV. Bun găsit la jurnal, doamnelor și domnilor. Vedem împreună care sunt cele mai importante informații de la această oră. Bună seara! Pentru prima dată de la instalarea marelui guvern PNL-PSD, președintele Klaus Iohannis. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Delia Vrânceanu. Începe Prime Time News cu o informație de breaking news chiar acum. Bună ziua, încep știrile Euronews. Acum sunt Vitalie Cojocari, în prag de a cădea.
Banca Națională a României a decis astăzi să majoreze dobânda. Bun găsit la Profi News, Ralu Gazmaranda, vă invit acum să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Ora 16, bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Teodora Tompa, începem știrile zilei cu informația momentului, căutat în întreaga lume de un an și jumătate după ce a fost... Doliu în lumea muzicală, Leluț Vasilescu, unul dintre membrii fondatori ai celebrei trupe rock Compact. Două persoane au scăpat ca prin minune cu viață după ce mașina... Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Telejurnalul Regional. Un bărbat și o femeie au murit înnecați aseară în jur. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Suntem live pe TVR Moldova și TVR Info. Începem știrile.